Salut, Scorpion! Voi face citirea tarotului pentru perioada 19 decembrie 1 ianuarie, o perioadă cu luna nouă în Capricorn, pentru care veți primi și horoscopul, dar și runele pentru această lună nouă. Când puteți începe ceva ultima dată în acest an? Să vedem cum este această perioadă pentru voi. Aveți fericirea. Vă doriți această fericire. Este un aspect benefic. Vă doriți fericire, căldură, iubire. Dar sfatul Arcanei este: păstrați-vă această fericire în sanctuarul inimii voastre sau în cercul conjugal. Fiindcă întotdeauna când cineva este fericit, se găsește altcineva să fie invidios. Din cauza aceasta vine acest sfat. Voi folosi 6 arcane. Le vom discuta și vom încerca să le și explicăm. Prima este 7 de cupe. Voi s-ar părea că vă creați foarte multe iluzii. Este vorba de Venus în Scorpion, amăgiri, iluzii. Nu observați realitatea în dorința voastră de a vi se împlini un vis. Să vedem despre ce este vorba acestei iluzii, unde vi le creați, despre ce. Despre o ceartă. Am putea spune acest 5 de spade arată că se produce o ceartă, o dispută între voi și o persoană. De fapt, o ceartă foarte urâtă, unde fiecare își arată furiile. Această ceartă nu mai lasă loc de împăcare, chiar dacă voi poate că v-ați certat și sperați să vă împăcați cu persoana respectivă, s-ar putea să nu vă mai împăcați cu această persoană și să vă urmați drumul separat. În ceea ce privește carul de luptă, racul, arată în primul rând poziția în care sunteți. Nu puteți avansa. Racul avansează foarte greu, da? Sunteți legați de trecut. Sunteți legați de persoane care vă țin în stagnare. Ceva din trecut vă ține în această stagnare. Voi vă doriți să țineți o situație dificilă sub control, da? Dar va fi foarte greu. Nu puteți să mergeți, dacă ați vrea să mergeți peste cei care vă țin în stagnare, să le impuneți voința voastră printr-un triumf, va trebui să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre, dar și să vă înarmați cu mult curaj, energie pentru a face față acestei situații. Este vorba de comunicare. Probabil că în comunicarea cu anumite persoane este dificil să comunicați. Aveți o perioadă de stagnare în această comunicare, poate care este la distanță. Poate și distanța pune această, să zicem, greutate de a comunica. Voi s-ar putea să aveți ceva probleme cu banii, uitați, da? Și să vă
să încercați să strângeți niște bani, să economisiți ceva, să puteți să plătiți datorii ce aveți de plată. Soarele este în Capricorn, arată foarte multă seriozitate, gravitatea situației și voi sunteți hotărâți să economisiți bani. Această economie s-ar părea că este vorba de o persoană care are ascendentul sau zodia în săgetător. Un bărbat tânăr care călătorește mult, aduce vești, poate că legat de o veste va trebui să încercați să faceți niște economii. Deci pentru voi este o perioadă în care nu va fi ușor cu banii. Pentru scorpioni. În ceea ce privește optul de spade, o veste care vă încurcă cumva, o informație care vă aduce un fel de blocaj, nu puteți găsi parcă soluții. Nu puteți găsi un răspuns, să dați un răspuns. Vă este greu parcă să dați acest răspuns. Jupiter în Gemeni. Dar dacă v-ați liniști, ați căuta să vă relaxați, veți putea să vă concentrați și să găsiți acest răspuns. Să vedem despre ce este vorba, ce informație veți avea. Este o informație venită de la, poate fi de la o femeie, o persoană tânără, cu ascendent, zodie, lună plină, într-o zodie de foc, care își dorește călătorii, își dorește lucruri noi, relații noi, noutăți, muncește foarte mult, dar la locul de muncă s-ar putea să aibă totuși persoane care profită după munca ei. Și legat de această persoană, s-ar putea să aveți, trebuie să-i dați un răspuns și nu știți ce să-i răspundeți. Poate că vrea să-și schimbe locul de muncă, poate că vrea să călătorească. Aveți aici o pierdere. Nu putem spune că veți plăti ceva. Este un 5 de monede. Arată o pierdere. Dacă observați, aceste flori sunt rupte, efectiv. Petalele lor sunt uscate. Nu, de obicei, trandafirul sau măceșul realizează un fruct. La unele dintre aceste arcane vedeți acel fruct reprezentat, măceșa. Aici nu, aici apare de fapt uscată. Deci nu puteți face nimic, pierdeți acești bani. Să vedem despre ce pierdere este vorba. Poate că este vorba despre o distracție. Poate că unii dintre voi vreți să... Acest doi de monede arată și distracția. Arată situația în care voi vreți să împărțiți banii și ziceți, banii ăștia îi păstrez pentru distracție, pentru o călătorie. Și vă dați seama că nu o să vă mai ajungă, că de fapt poate a plătiți un avans la o călătorie și călătoria nu mai are loc. Și pierdeți banii. Trebuie să-i recuperați foarte greu, adică recuperarea unor bani pierduți atunci când plătiți o excursie sau un drum în străinătate, să zicem, și nu mai are loc. Foarte greu îi veți primi înapoi. Și poate să reprezinte această pierdere. În schimb, eforturile voastre pentru a fi fericiți în această perioadă, alături de partener, de familie,
s-ar părea că nu primesc răspunsul pe care vi-l doriți, adică voi ați făcut niște eforturi, ați încercat să fiți fericiți și totuși nu primiți acest răspuns. Nu vă convine această situație. Vă gândiți să vă uitați spre viitor? Explicația este poate și a analizei pe care vreți să o faceți. Adică vă dați seama că parcă totuși ceva se întâmplă în viața voastră, ceva nu este în regulă și încercați să analizați această viață, aveți mai mult timp, puteți să vă gândiți la evenimente, la întâmplări prin care ați trecut. Deci pentru voi nu va fi o perioadă ușoară pentru scorpioni, va fi o perioadă destul de agitată, cu pierderi financiare, cu ceartă, cu încercarea de a ține situația aceasta dificilă sub control, dezamăgiți, nemulțumiți cumva în relația pe care o aveți, vești care vă pun totuși pe gânduri, vă gândiți să economisiți bani. Eu vă doresc totuși o perioadă frumoasă, cu împliniri, sărbători fericite, Crăciun fericit, la mulți ani, sănătate și vă mulțumesc pentru timpul acordat.